Salutare tuturor, sunt Rafael și astăzi o să ne cățărăm cu omulețul acesta fără haine cât mai sus, iar dacă noi o să greșim, va trebui să coborâm jos de tot. Practic este un joc foarte frustrant. Nu știu câți dintre voi mai țineți minte jocul cu omul cu cazanul. Getting over it. Avea un ciocan, era într-un cazan și se dădea cu mâna și trebuia să se împingă. Ei bine, nu același developer, dar cineva căruia i-a plăcut jocul a recreat într-un stil diferit. Acela era Bennett Foddy, dacă zic corect, iar acesta este un alt developer și i-a și comentat Bennett Foddy la un moment dat, nu știu, pe YouTube sau pe Twitter și i-a zis că îi se pare jocul interesant, parcă ceva de genul. Acesta este videoclipul pe YouTube, I made a difficult game about climbing și tot apar din ce în ce mai mulți YouTuberi care se pare că vor crea jocuri sau care vor să creeze jocuri. Parcă era și comentariul lui Bennett Foddy, nu mai țin minte, poate era pe Twitter și nu era aici, în fine. Are 1 milion de vizite, iar jocul 2000 și ceva de review-uri, deci probabil au cumpărat vreo 10.000 de oameni, ori 10 euro, faceți și voi calculul pentru că se face profit în momentul în care tu faci un joc bun. Acum, hai să vedem că aici voiam să ajung. Dacă este bun sau nu jocul acesta, pentru că multă lume l-a jucat, este popular. Și cum funcționează el? Foarte simplu. Scurt pe doi, dacă vă și uitați la videoclip, o să înțelegeți cum a fost creat jocul, dacă nu vă explic eu. Deci ești un om în apă. Și i s-a părut foarte dificil. Inițial a vrut să facă să te poți cătăra cu mâini și cu picioare. Dar cum ar fi funcționat asta? Poate pe tastatură cumva? Pentru că eu în momentul în care mișc mouse-ul, îmi mișc mâinile. Ok. Și în momentul în care dați în click stânga apăsat sau click dreapta, da, click stânga, click dreapta, e bine, prins mâinile. Deci cu click stânga ai mâna stângă, click dreapta mâna dreapta. Ați înțeles. Dacă ridic în sus, mă voi ridica, da, cu antebrațul. Bun. Și de aici începe tot jocul, pentru că e destul de frustrant, deoarece te prins cu mâna stângă, te ridici, prins cu mâna dreaptă, mâna stângă, mâna dreaptă, mâna stângă. Ok, mâna dreaptă. Până acum nimic dificil, dar va fi momentul în care va fi nevoie să faci anumite sărituri în genul acesta. Ok, eu n-am mișcat niciodată, ca idee, prima oară când joc. Nu m-am mișcat nici măcar off camera, adică habar n-am. Țin minte din videoclipul lui că a adăugat suprafața aceasta alunecoasă, să-i zicem, unde nu te poți prinde. Deci, de aici începe jocul. El, tu trebuie să urci cât mai sus și sus de tot vei avea checkpoint-ul final. Bun. Acum, puterea caracterului nostru este incredibilă. Deci în mâna lui când a strâns nu mai cade niciodată. Putem să stăm aici și 10 ore. Deci el are super puteri la faza asta. Ok. Și hai să vedem încotro trebuie să ne ducem. Acolo n-ai cum să sari. Deci hai să mă prind eu așa. Oare trebuie să mă duc la stânga? M-am prins de flori. De ce m-am prins? Ok. Dacă eu am căzut de aici, e over cu cariera mea pe YouTube. Dar nu prea înțeleg unde mă duc. A, cred că vrea să cobor, ok. Mamă, asta nu știam. Dacă nu mă țin destul de bine, pot să cad. Mamă, fii atent, deci... Ok. Deci eu când mă balansez, aparent, poate să cadă caracterul. Asta nu știam. Păi stai puțin, eu pot să mă prind pe lemn? A, ok. Bă, man, e foarte ciudat ce se întâmplă aici. Da. Deci mă pedepsește dacă încerc și dau fail. Ok. Oh! Oh my god. Dar nu pot să sar, nu înțeleg. Pare că pot, dar nu pot. Nu știu dacă are sens. No! My god. Ok, e un pic mai dificil decât credeam. Bun, deci m-am urcat relativ repede aici, dar... No! Ah! Oh my god! Ok, e un pic prea dubios pentru că trebuie... Mâna mea dreaptă pe mouse trebuie să mișc mâna, deja mi-a amortisește antebrațul. Ăsta e genul de joc pe care, mama, dacă îl joci mai mult de o oră, e direct antrenament. Ok. Ce nu-mi place, ca primă impresie, e faptul că tu vii cu mâna dreaptă, te prinzi și după aia tu cobori mouse-ul, trebuie să vii la loc cu mouse-ul din nou ca să prinzi și cu cealaltă mână, cu mâna stângă. Și un pic... Nu știu cum să zic. O să fie foarte dificil, că sigur vor fi momente în care trebuie să mici non-stop mouse-ul sus-jos repede. Oh! Ok, never mind. Ok, să ne calmăm puțin. Wow! Mamă, dați-vă un like pentru joaca aceasta. Uite, pot să mă prind de flori? Ok, asta e tare.
Bun, problema e că... Aha, ok. Mamă, nu știu, cred că... O să vreau să testez puțin cu o senzivitate mai mare, că mă cam cocoșează. Ce, mă? A, vrea să sară acolo. Ok, say no more, fam. Ah! Bă, what? Bă, nu înțeleg unde mă duc. Mă duc în jos? Oh, snap. Cred că asta e... Cred că asta e din poză. Oh, my God. Nu cred că va merge bine asta. What? Fii atent că joc cu senzivitate la maxim. Sunt maniac. Păi, what? Durata asta eu nu mi-aduc aminte de ea. What the f... Și că sunt Spider-Man. Bă, mer, uite-te cum e cu senzivitatea la max. Zici că sunt animal. No! E un pic prea de tot. Easy there, cowboy. Ok, dar n-am loc de mousepad, adică și am destul de mult. E întrebare, pot să sar acolo? Ce face bă ăsta așa, ho bă, hoanță? Am senzivitate dată la maxim, de-aia face așa. Sunt uimit că-ți salvează progresul jocul. Vreau să încerc cu controllerul, să vedem care-i faza. Ok. Mama, e destul de diferit. Pe butoanele astea ai mâinile. Și mici din ăsta așa, dar e mai puțin obositor decât mouse-ul, ce-i drept. Oh! Opa! Na, cred că... Sincer, e tare. E mult mai tare controllerul. Dar îți ia de... Trebuie să joci mult. Îți ia destul de mult să te obișnuiești. Oh! Re... Nu! Mamă! Deci n-aveți idee... Nu. Ok, ușor. Easy, boy. N-aveți idee cât mi-a luat ca să fac săritura aia. Oare greșeala mea a fost că n-am sărit mai de sus? Nu cred că trebuie să sar cu mâna asta. Ah! Mamă! Zici că sar în viața reală. Nu prea îmi dau seama cum îmi fac acel momentum. Așa... Come on, man! Bă, nu înțeleg cum îmi fac din mâini. Oh my God. Ok. Mă, că nu e chiar de imposibil. Singura problemă cu mouse-ul e că tot ridic în sus și rămân fără și trebuie să mă întorc cu mouse-ul. Ridic cu mouse-ul, mă întorc. Asta e singura chestie. La controller nu ai nevoie de chestia. Bun, cum fac să sar, e întrebarea. Bun, hai să zicem că poate n-am nevoie să sar de sus. Dar nu pot, uite-te și tu. Deci ce se întâmplă? Nu. Ceva e dubios. Bun, vreau să, înainte să mă întorc și să fac aceeași greșeală, hai puțin să înțelegem cum sare în jocul ăsta. Bă! Ok, deci mă prind. Am înțeles. Hai să ne ducem în vârf aici. M-am prins. Ce se întâmplă, man? Sare cu capul în jos. Deci m-am prins. Eu ajung până aici, dar dacă fac așa... Nu, tot nu e bine. Fac ceva greșit și nu-mi dau seama. Cred că înțeleg, deși că prind mâna. Mă duc aici așa. Mă duc aici așa. Aha! Gata, am înțeles. Aveam nevoie doar de puțin antrenament, sincer. Și că sunt cârtiță. Aici nu prea mă prind. Hopa!
Aici nu prea pot să spamez. Bun, fii atent. Deci, venim aici așa. Ok. Bă, cred că e un pic prea de tot. Ceva de genul. Bun. Hai să vedem. Deci, hâț, hâț. No! Come on, bro! Oh! Am prins! Am făcut contact cu piatra. Deci o prinsesem, dar... poate n-a fost poziția bună de unde am sărit. Ok, ok, ok. Puțin dangeros astăzi. Opa. Păi și ce vrea de la mine, întrebarea? A, vrea să fac așa. Oh, you gotta be joking. No! Oh my god. Glumești? Ok. Peak! Ne urcăm pe vârf, ia. Să vedem. Doamne, deși mi-a morțește mâna, nu știu dacă... vă vine să credeți. Ok. Bă, greu nu e, măcar știm ce avem de făcut, dar... problema e că mi-amorțește mâna. Aia e problema reală. Aici am înțeles, deci vii te prinzi așa. Și tu trebuie să ții click stânga apăsat. Că e relativ ușor. Săritura asta totuși nu prea o înțeleg. Să vă zic eu, dumneavoastră. Da. Mai e de lucrat. Ok, deci după 10 ore mi-a reușit și mie o dată săritura. Ideea e că joc pe controller și e mult mai ușor pe controller că nu mi-amorțește mâna, deci mă pot juca mai mult timp. Deci nu uite cât de ușor mă urc, dar n-am atât de mult acuratețe ca pe mouse. Ok, ne-am cam întors, să zic așa. O să... continui cu grijă. Bun. Ok. New territory, am putea să-i zicem. Ok. Sure. Easy does it. Ok. Iar aici este primul nostru checkpoint. Unde este ceva apă și nu mai poți să cazi de desubt. Deci am ajuns la prima zonă. Voiam să vă zic că mă joc de o oră și 19. Mi se pare incredibil jocul acesta. Deci ar trebui să mă joc și cu controller și cu mouse, o combinație în două, ca să pot să reuși să sar de, să trec de săritura aia cu semnul ăla de mort sau ce era. Vreau totuși să mai continui, că sunt curios. Deci toată treaba cu jocul ăsta este că, cel puțin săritura asta cu cranium, o să mor cu el oare? Zic că ar fi insane să faci o scurtătură aici. Este că dacă sari prea mult, am observat că te dai peste cap. E un pic greuță săritura până când te prinzi că nu trebuie să sari prea mult. Adică să încerci să-ți iei prea mult avânt, de fapt. Cred că asta aș vrea să zic eu. Am fost aproape acolo. Here we go again, boys. Mă, nu e atât de greu, dar e prea migălos. Adică... hai să nu cădem acum totuși.
Culoarea de galben așa pe fundal, zici, mi-aduce aminte de jocul lui Bennett Foddy. Here we are. Deci cum, Doamne iartă, m-am căzut fix de pe toată, adică atât de nemernic e developerul ăsta, încât mi-a pus o capcană. Efectiv, de aici tu dacă pici, pierzi tot. Deci era o singură săritură pe care tu dacă o ratai, pierdeai tot. Și eu pe-aia am făcut-o din prima. Ușor, ușor, ușor. Doamne, ce se întâmplă aici? Ok. Tu îmi spui mie că ăsta nu poate să-și pună picioarele prin crăpăturile astea? Să se ajute? Ok. Ah, vrea să mă prinde acolo, cred. Sau? Nu, nu vrea. Bun. Deci, hai să ne gândim puțin logic. Între timp, codul RAF 6 la 100 reducere pe G-Fuel, clasicul. Clasicul, clasicul. Ce vrea el de la mine, întrebarea? Oh! Nu, nu, nu. Are you serious? You mother trucker. Cred că înțeleg ce a vrut să facă cu zona asta. Tu când cazi, te cam enervezi și ai vrea să te grăbești. Și cred că el se așteaptă să faci o greșeală aici și să piși de tot la începutul jocului. Pe gara aia din stânga mea. Ok, aici e relativ ușor, dar pietrele astea... Scris dacă ar trebui să vin cu controller. Adică... Ok. Dacă... apăs click stânga să țină mâna și ratez piatra, pică pe apă și cad cu totul. Ca idee, să înțelegeți. De-aia dau un gol cum ar veni. Ok, aici cred că trebuie cu mâna dreaptă. Stai așa. Uite-l. Nu! Man, this is some bullshit.